Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Mamaia, strada Turda, strada Unirii, strada Ciprian Porumbescu, strada Pescarilor, strada Prelungirea Unirii, Bulevardul Mamaia, precum și abonații alimentați prin punctele termice numerele 22, 29, 30, 33 și 35. Tot miercuri între orele 10-14, consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Mamaia, Ciprian Porumbescu, Chiliei, Crișana, Mamaia vor avea apă cu presiuni scăzute.